Salutare, prieteni! Suntem din nou împreună la Cronicar după ureche, podcastul care vă aduce în atenție personalități și povești nepereche din lumea artistică. Invitata mea de astăzi este Adriana Grand, scenograf, unul dintre cei mai titrați și mai premiați scenograf de la noi. Bună seara, Adriana! Mulțumesc că... Bună seara, Radu! Mă bucur să... ...ai acceptat invitația noastră. Am ascultat chiar venind încoace un interviu al tău dat cu ceva vreme în urmă, nu foarte multă, în care spuneai că ai ajuns la 191 de spectacole pentru care ai lucrat într-un fel sau altul. E corectă informația sau s-a mai adăugat? Acum s-a updatat un pic. Ați avut premieră la Târgu Jiu. Am avut o premieră, 192, da. Am avut premieră chiar acum o săptămână, deci... Și din astea, la câte ai semnat scenografia și costumele și la... Bănesc la majoritatea, nu? La majoritatea, la foarte puțin am făcut numai costumele. Ocazional am fost invitată de 2-3 ori să fac numai costumele și am acceptat din diverse motive. Fie că am vrut să-l ajut pe regizor, fie că așa a fost contextul. Dar pachetul complet. Da, 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 facem la pachet, nu? Și afiș și poze, deci tot, tot, tot. Spune-ne care a fost primul spectacol pe care l-ai făcut. Apa la Oradea. E și amuzant, așa că așa, noi ne-am cunoscut cu Victor la Oradea. Păi, eu de ce te întreb asta? Da. Te întreb, ca să deschizi cutia. Deci eu ajunsesem la Oradea absolut întâmplător printr-o repartiție, eu terminând grafică, deci nu scenografie. O vreme era cu repartiție. Și, mă rog, neavând loc, nu știu cum l-a obligat pe directorul teatrului să mă ia la teatru. Știi că nu puteai să rămâi fără serviciu atunci. Da, deci. Da, nu. Și eram repartizată, da, eram la nu știu ce casă de cultură, unde nu exista posturi, ceva de genul ăsta. Și așa am ajuns, a fost și o întâmplare așa, probabil fericită, adică sigur fericită, după cum se vede. Și așa am ajuns la atelierul de pictură al teatrului, pentru că pe atunci, după repartiție, în primii 3 ani puteai să primești muncă de execuție. Adică până erai în stagiu... primeai munci sub pregătirea ta. Munca de jos, dar da, munca de jos, oarecum. Dar lucru folositor al minter pentru și mine. Acolo, adică, pictați decoruri sau ce? Pictam decoruri, că pe atunci se pictau, nu se printau, sau se pictau efectiv, se scriau panourile de reclamă, se scriau de mână. De metri întregi. N-aveam plotere pe vremea. Nu exista, nu, și nici nu era voie să tipărești foarte multe lucruri, adică era controlată. Sigur că eu știam de acasă, de la, mă rog, tatăl meu se ocupase cu așa ceva și eu știam să scriu din pensulă, deci am avut un mic avantaj așa, dar a fost o perioadă foarte bună pentru mine, adică folositoare și ocazional, mă rog, mi-au dat să fac și fotografiile de spectacol, deci aveam tangență cu scena, dar nu atât de pronunțat. Nu o tangență atât de mare, doar că executam decorul, în fine. Și la un moment dat am început să-mi pregătesc o expoziție de artă plastică la filiala de acolo din Oradea și mi-am întins lucrările în secretariatul literar, care era vis-a-vis de teatru. Și Victor era proaspăt repartizat și el acolo, cu Ducu Darie, cu Maria Miu, cu Cristi Șofron. Era un grup așa care venise... Cumva noi am fost două grupe concurente multă vreme, 2-3 ani acolo cât am stat. Și Victor s-a uitat așa la lucrările mele, mă știa oarecum de acolo și mi-a spus, zice, vai, ce păcat că n-ai făcut o facultate, că uite ce frumos desenezi. Și am spus, păi am facultate, în fine. Și de la asta cumva lucrurile s-au mai ridicat și întâmplător el a rămas fără scenograf. Avea o scenografă care a fugit în Anglia în timp ce lucra. Brav. Da, în timp ce lucra Marijan Leca, în timp ce lucra la două spectacole, era un dale carnavalului care nu s-a mai făcut din motivul ăsta și urma săptămâna teatrului scurt, era festivalul ăsta care încă, mă rog, a mai trăit și a dat ultimele suflări după 90. Și Victor alesese piesa Apa de Dumitru Solomon și nu avea scenograf și mi-a spus așa, hai, vrei să faci decorul? Eu chiar sincer nu aveam mare habar așa, nu era un domeniu care să mă atragă măcar foarte tare și am început să lucrăm împreună. Atunci am învățat cum
se denumesc părțile scenei, cu lucruri... ABC-ul, cum să spun. Da, normal. Și întâmplarea a făcut că ne-am înțeles foarte bine la lucru și după cum se vede, nu numai la lucru, am rămas 37 de ani împreună după... Da, atunci a început. Atunci a început, da. Chiar după prima piesă, cred că. Adică foarte repede ne-am plăcut luat... rămas împreună. Și am și luat toate premiile la festivalul acela de teatru scurt și, pe urmă, cumva, mă rog, am mai lucrat cu Victor acolo, dar noi am început peripețiile prin țară, adică mutatul de la Oradea la Galați, de la Galați la Cluj, de la Cluj la Târgu Mureș, de la Târgu Mureș, deci umblatul prin... Dar așa s-a întâmplat, deci așa a fost... Și a fost și soarta, ce să spun. Și a fost, practic, începutul unei frumoase prietenii profesionale. Da. Și sigur că eu n-am lucrat numai cu Victor. Eu chiar și atunci, cât am mai stat la Oradea, m-au mai solicitat și alți regizori. Și chiar și acum, tocmai ne-am întâlnit cu Răzvan Mazilu, lucrez cu el și am lucrat. Dar aș putea spune că așa cam într-o proporție de 60% sunt spectacole făcute cu Victor, restul ar fi... Da, mai multe. Nu, cam asta e. 60-70%, nu știu să spun exact, dar o bună parte din cele 192 nu sunt făcute, adică o parte nu sunt făcute cu Victor ca regizor. Da, uite, l-am întrebat și pe el și, sincer, răspunsul nu prea m-a lămurit. L-am întrebat cum se naște scenografia unui spectacol. E ca relația regizor-scenografie, cumva ca ouă și găină, așa. Adică tu, ca scenograf, vii și propui regizorului o viziune cu care el e sau nu e de acord, sau el spune, aș vrea cam așa și... Păi asta depinde foarte mult. De asta e o relație foarte așa volatilă. Păi nu, dar fiindcă faptul că ai lucrat și cu alți regizori, cumva e mai simplu. Sunt regizori, de exemplu, care au în cap o imagine din pornire. Și nu e ceva greșit neapărat. Adică și vin și spun, uite, eu aș vrea asta. Uneori nici n-am acceptat să mai fac mai departe dacă regizorul știe atât de bine. Avea nevoie de un executant, adică cineva să-i pună pur și simplu imaginea în... Sunt foarte în pagină. Da. Sunt regizori care așteaptă de la tine să propui. Cu Victor așa lucrăm, adică sigur că regizorul îți dă linia generală. Cel puțin îți spune ce stil de spectacol vrea să facă. Altfel degeaba îi propui, nu poți să lucrezi în paralel cu el, adică... Dar se poate întâmpla uneori să ai și să nu te înțelegi sau să dorească regizorul ceva sau să aibă o imagine, să-i o schimbi. E o relație foarte... E chiar mai complicat decât în căsnicie, aș putea spune. Adică mai lași tu, mai lasă el... Dar sunt orgolii? Acolo mai ieși și scânteie, așa? Da, uneori da, dar dacă ții cont de orgolii, nu iese nimica bună, adică sigur nu se creează ceva. Sigur că artistul are orgolii și eu sunt un om orgolios. Din asta uneori sunt niște ciocniri, evident, că ai vrea ca opera ta să fie în prim plan. Ori decorul și costumele nu sunt chiar, sunt în primul plan, că în momentul în care deschide cortina, întâi vezi și după aceea auzi sau... Și până una alta, ele sunt purtătoare de drepturi de autor. Da, dar sigur că da, asta e foarte discutabilă treaba, dar e, nu știu cum, e ceva ce se pune într-o parte într-alta. Uneori, regizorul poate să vină, chiar și cel cu care colaborez, bine să spună, măi, eu vreau să se întâmple într-o cameră de hotel sau... Pe de altă parte, de fapt, în text scrie totul. Adică, cum să spun, sub o formă sau alta, în text ți se spune unde se întâmplă sau hotărăști tu unde se întâmplă. Deci sunt două variante. Fie acolo scrie totul se întâmplă pe o stradă din Paris, nu? Sigur că strada din Paris poate să arate în mii de feluri. Poate să fie un fragment, poate să fie o stradă întreagă, poate să fie o reprezentare realistă, poate să fie o reprezentare... Da, uite, de exemplu, asta, cine stabilește asta? Cum e reprezentarea realistă, păi, sau în primul rând, metaforică? Se stabilește sau... cumva stilul spectacolului și sigur că stilul spectacolului îl stabilește regizorul. Ce n-ai sinusoide de asta? Adică dacă mergi pe o linie, mergi până când, la sfârșit. Când ai asta, se vede. Că au fost și regizori cu care am lucrat mai greu și, adică, nu știu, poate n-am fost pe aceeași lungime de undă, dar asta să știi că se vede. Deci asta, adică undeva divorțul ăla
că de asta nu-s de acord ca cineva să facă decorul, cineva costumele, știi, oricât de bine te-ai înțelege, e tot un artist cu celălalt, cu, nu, cu orgolii, cu pretenții, cu idei, cu... E foarte greu să, și mai ales două imagini să le suprapui, așa este foarte greu. Deci eu când am făcut numai costumele la un spectacol, sau cum voi face acum numai decorul la spectacolul lui Răzvan Măzilu, mie greu, sincer. Adică mi-e greu pentru că acolo mai intervine ceva în imaginea, ceva ce eu nu pot controla. Da, uite, foarte interesant că ai spus că în momentul în care se ridică cortina, spectatorul întâi vede și pe urmă aude, ceea ce e perfect adevărat. Numai că dacă stau acum să mă gândesc la asta, mă gândeam acum, ultimele spectacole pe care le-am văzut și ultimele, să zic, 30, niciunul nu e cu cortină. Nu e cu cortină. Păi acum sigur că noi am mai părăsit spațiul ăla clasic și sunt spectacole care nu te lasă să pui cumva cortină, unde e important când intre spectatorii să vadă spațiul deja și să înceapă până se așează. Eventual deja... chiar să fie unul din personaje acolo care nu face nimic, doar... Da, de exemplu, cum a fost la Zbor deasupra unui cuib de cuci. Până s-a așezat lumea, până acolo stătea un personaj... cumva intra în atmosfera aia, deci n-avea nevoie. Eu cred că asta depinde puțin și de stilul spectacolului. Sunt spectacole, sunt de acord cu tine că pentru spectator surpriza și, cum să spun eu, emoția aia este dată de deschiderea cortinei sau ridicarea ei, mă rog. Mie asta mi-a povestit Adrian Nicolae și mi-a spus că pentru el asta a fost fascinația, asta l-a tras pe la teatru, această idee, că se ridică o cortină și ai pășit în altă lume. Da. Și eu cred în această surpriză, adică cred foarte mult în surpriza asta, dar sunt spectacole care mai sunt și niște motive tehnice uneori. Vii cu decorul mai în față, știi, iese și atunci efectiv nu poți, cortina, nu poți să o muți, cortina... Bine, asta când ai o sală clasică, cum aveți voi la Romexpo acolo, da, nici se pune problema, da, nici n-ai cum, da, să pui. Nici n-ai cum să pui, că degeaba o pui, că vezi pe alte, adică vizibilitate. Deci fiecare spațiu te obligă la alt tip de... Știu, dar mă gândeam chiar la Odeon, unde vorba e o sală clasică din toate punctele de vedere, nici acolo nu mi-aduc aminte de vreun spectacol unde se tragă cortina. E păcat într-un fel, că aia e surpriza. După părerea mea, e o surpriză foarte mare și semnificația, cortina roșie, că susțin în continuare cortina și scaunele trebuie să fie roșii. Și cu ciucuri aurii, da, nu albastre și... Eu știu că astea sunt, cum să spun eu, sunt o reminiscență din comunism, când s-au, o mare parte din cortine, mai ales la case de cultură, s-au făcut albastre sau acel ocru galben oribil, probabil ca să nu fie roșul din steag, bănuiesc, nu știu, dar a fost o tendință pronunțată asta. Bun, și acum să ne întoarcem un pic la decoruri. Mie mi-a tras atenția foarte mult și atunci am realizat de fapt că sunt spectacole, iar la tine pot să spun asta, că la absolut toate pe care le-am văzut, decorul joacă în spectacol. Deci nu este doar un simplu decor, o imagine de fundal, o ambianță. Și asta am văzut la Mobilă și durere, unde e piesa aia de mobilier, nu știu cum să o numesc, și care are tot felul de ușițe care se deschid, intră personaje, ies, apar obiecte, se schimbă. Da, bă, eu cred că așa, deci dacă am creat numai ambianțe, am putea să apelăm și la designer de interior și gata, adică cum să spun, sigur că sunt și spectacole care nu-ți permit să faci, nu-ți permit în sine, pur și simplu nu poți să faci mai mult, dar totdeauna vrei ca scenograf, ca decorul ăla să spună, odată să spună vizual la o primă vedere, dar el trebuie să evolueze cumva decorul, nu e un scop în sine. Dar dacă un decor rămâne inert pe parcursul a 2 ore și ceva, acum mai nou spectacole scurte, o oră și ceva, că le-am scurtat foarte mult, dar mai de mult erau 2 ore jumate, 3 ore, cam așa era spectacol. Dacă să spun, devine plictisitor, devine, plus că surpriza aia nu e numai în spectacol ascunsă, ea trebuie să meargă odată cu surpriza din spectacol, trebuie să meargă și surpriza din decor, adică nu neapărat să se prăbușească o parte din decor sau... dar el cumva trebuie să evolueze. Noi întotdeauna discutăm cu Victor despre cum evoluează decorul într-un spectacol. Uneori poate nici nu e atât de vizibil cum ne imaginăm noi, dar el totuși, într-o formă sau alta, evoluează. Adică participă, nu e,
nu e o, nu e o ambianță. Da, da, da. De asta nici nu folosesc cuvântul ambianță. Că... Și am văzut, de exemplu, la Romeo și Julieta pe care l-ați spus la, la Metropolis. Deci acolo, eu fiind obișnuit cu alte montări și inclusiv cu filmul lui Baz Luhrmann, care era pe stilul de superproducție așa, deci acolo era un pătrat, da, în da, da. Mijlocul scenei. Era o fel de scenuță mică, o scenă, da, pe da, scenă, da, o scenă pe scenă, da. Și un spalier sau o scară și da. O băncuță, asta era tot. Dar cum se întâmplau lucrurile acolo și asta e absolut... Dar știi că de, acolo decorul a pornise și chiar a fost și executat o parte, pornise un pic mai complicat, adică avea și o statuie de înger, nu știu ce. A fost genul ăla de spectacol care a eliminat orice balast, ca să mă exprim așa. Așa s-a cerut. Știi că spectacolele au și o viață a lor. Când încep să le lucrezi, nu ni se întâmplă să renunțăm la elemente de decor sau de exemplu, aici era un element destul de important care era o statuie de înger aplecată peste scenă și care cumva nu s-a mai potrivit, nu știu cum să spun. Și spectacolul ăla, în mod surprinzător, deși așa întâi l-am gândit foarte bogat așa, el s-a curățat, dar nu a fost o intenție de a-l face atât de auster. Cumva așa s-a cerut. Dar n-a lăsat nicio clipă senzația de austeritate. Sau, mă rog, așa de, nici nu știu cum să spun. Simplu, simplu, minimalist. Simplu, da, minimalist, da. Dar n-a fost așa o intenție anume. Sigur că și scena te obligă de multe ori, știi? Că noi spunem că nu contează, dar de-aia e foarte greu de dus un spectacol dintr-un loc într-altul. Eu sunt foarte crispată când trebuie să jucăm spectacolul de pe o scenă în altă parte. Pentru că orice îi faci, el e gândit totuși pentru scena respectivă. Îi ții cont și de baiuri, și de, adică și de avantajele scenei, dar și de defectele scenei, pe care dacă nu le integrezi, cum e de exemplu teatrul Metropolis, scena de la Metropolis, are doi stâlpi uriași. Adică doi stâlpi în mijlocul, nu chiar în mijloc, dar pe margini, care îți blochează absolut toată, îți blochează foarte mult din montări, din... Da, păi, dacă nu înglobezi în decor... Și atunci n-ai ce să faci, ții cont de, dacă ții cont de ei, după aceea când te muți altundeva, știi, sunt niște probleme. Adică decorurile nu sunt niște lucruri care pot fi luate și... Că de asta, asta e și cearta mea cu director de teatre, cu, mă rog, care doresc să ducă spectacolul cu orice preț oriunde. Eu chiar mă întrebam cum se duc spectacolele peste hotare. Merge un camion cu decorurile... La noi, în general, ce merge peste hotare, ori e o versiune simplificată, ori se duc spectacole care nu au decor, ca să nu coste. Asta este. N-am fost preocupată niciodată, pentru că noi n-am fost preocupați de dusul spectacolelor peste hotare. Deloc, deloc, deloc. Eu cred că spectacolele se fac pentru publicul de aici, dacă au șansa să meargă sau să fie văzute și altundeva foarte bine. N-am văzut însă niciodată un scop, adică... teatru turistic, dar nu în sensul rău neapărat, spun așa, nu, niciodată nu ne-a interesat. Și nu aș fi fost de acord. Noi am fost cu, o singură, am fost cu Furtuna de la Centrul Cultural Bărcescu și chiar și așa, cum să spun, Furtuna practic nu avea decor, pentru că spațiul a fost dat și de cerințele de la sala aceea mică din, nu, de la Bărcescu. E, vreau să spun că și așa a fost greu. A fost la Paris cu Furtuna. Nu, n-a fost, nu a arătat cum trebuia. Adică eu cred că spectacolul trebuie să se joace în spațiul lor, unde au fost create. Și în rare ocazii să fie duse într-un turneu. Dar la noi turneele acum... Sau la festivaluri. Sau la festivaluri, dar cum e aici în București, de exemplu, noi am pus și o condiție în general, că în cadrul festivalului mai bine vine juriul să vadă spectacolul la sala respectivă decât să duci spectacolul într-o altă sală numai ca unde este juriul. În același oraș, da. N-are niciun sens. Dar... sigur că și asta se practică, festivalul de la București se joacă în sălile originale. Adică... La început nu, că a fost da? țin minte că am tot dus spectacole, ba la Notara, ba la Odeon. A fost o modă la început și pentru FNT. La început a fost moda că jucăm totul la Odeon, de exemplu, sau totul la Notara. Nu... Și știu că am avut două sau trei spectacole pe care tot așa le-am... Și nu au fost la fel, adică normal. Da, apropo de decoruri minimaliste,
Eu cred că, de fapt, cel mai minimalist decor al tău pe care l-am văzut eu nu e Romeo și Julieta, cred că e Școala Nevestelor. Chit că ele pe o suprafață mai mare, dar elemente. Iar întrebarea era care ar fi la polul opus, cel mai opulent, să spunem. Cel mai opulent? Păi, ori Amadeus, bine, aș putea spune că cele multe spectacole de dinainte de 89, deci de dinainte de atunci se făceau spectacole mult mai nu neapărat bogate, dar era această tendință de a avea decor. Regele Moare, cred că aș putea spune că a fost unul dintre decorurile pe care unde l-ați pus? Mari. La fostul Teatru Mundi, actualul Metropolis, în 91, acolo chiar era un decor monumental. Spectacolul cu Mutăr Curaj de la Teatru German din Timișoara, care a avut iarăși un decor foarte bogat. Și cred că cel mai spectaculos decor pe care l-am avut vreodată a fost la Hamletul de la Teatru Maghiar din Timișoara, unde am avut 16 metri de cale ferată adevărată la lățimea respectivă. Am avut vagon, am avut drezină din aceea, deci era toată sala acoperită cu, cred că aveam peste 300 de saci de pământ, deci a fost într-adevăr ceva foarte... Și am și deplasat spectacolul la Budapesta, l-am jucat în gară, l-am jucat. Cât dura să monteze decorul ăla? Păi cam o zi. Cam o zi. A reușit într-o zi? Da, pentru că ne ajutau cei de la CFR cu șinele, cu... Ăla, într-adevăr, a fost cel mai spectaculos din acest punct de vedere, pentru că părea imposibil de făcut. Și până la urmă s-a făcut, deci se mai întâmplă. Și, dar dacă vorbim de decoruri clasice, în ghilimele, dar pe scene, deci nu o sală întreagă amenajată, Ar fi și astea de la Metropolis de început, Amadeus, chiar și Zbor deasupra unui cuib de cuci, multe, și în țară am avut multe, deci am avut spectacolele de la Cluj, de la Teatrul Național din Cluj, de la începutul, toate aveau decoruri la început, decoruri, acum, într-un fel, cum să spun, dar poate nu neapărat din motive economice, se mai simplifică lucrurile. E și presiune economică, sunt bugete mai mici, dar e și presiune de timp, că trebuie mai repede. Pe vremea lui Ceaușescu, cum spui, acolo aveai și jumătate de ani să pregătești. E adevărat, dar cred că este și o evoluție a creației artistice, știi, în care te cureți cumva, știi, și mai simplifici lucrurile și simți nevoia de ceva mai simplu, poate, dar, într-adevăr, în aceeași măsură, o componentă importantă sunt finanțele, deci nici nu se discută. Adică bugetele ne-au făcut să reducem decorurile, să nu mai gândim atât de liber, de și fapt. Oamenii probabil că nu au această reprezentare, că nici n-au de ce să o aibă. Asta nu e că te duci undeva la o magazie de decor și zici, iau, dă-mi și aia, așa, așa, nici așa, vorbă, și, nici de vorbă. Pui și le montezi. Deci ele sunt construite de la zero, sunt manufacturate. Deci asta e o problemă. Nu există producție și de serie. Asta e o problemă. Înainte, aproape toate teatrele aveau producție proprie, adică ateliere proprii. Și atunci, practic, imaginai totul de la zero și recuzita se făcea. Bine, înainte de 89 se executau inclusiv florile artificiale pe care le vezi, le făceam noi în teatru. Sigur că un spectacol în acest caz avea avea un farmec pe care nu mai poți să-l reproduci. Fundalurile pictate de care vorbeam, deci fundaluri la Iași în Carnaval, pot să spun, în 89, chiar în decembrie a avut premiera. Odată l-a jucat până. Da, și l-a mai jucat după aceea și e înregistrat și acum, mă rog, la televizor. Adică a mai fost difuzat de câteva ori la televiziune. Ăla a avut un decor. Am avut, numai cortina avea 16 metri pe 8, pictură manuală, parte făcută de mine. Sigur că aia nu mai poți, nu știu cum să spun, nu, oricât de bine sunt făcute în ziua de astăzi aceste picturi, ele nu mai au acel farmec naiv. Absolut. Pe care îl are și materialele acelea. Până la urmă e o lume de mucava și carton. Nu degeaba se spunea că e o lume de carton. Chiar era. Chiar era, da. Bine, am mai folosit și noi carton. La familia tot. Familia tot era. Mult carton. Da, dar la familia tot era pornită, ideea a fost pornită nu din economie, nu din vreo referire la lumea de mucava, ci din faptul că ei făceau cutii. Deci acolo ideea a pornit strict. Scrie în text. Scrie în text, da.
Da, dacă spuneai de Hamletul ăla de la Timișoara, cu cale ferată și vagoane, înțeleg că el nu semăna deloc cu cel pe care l-ați făcut absolut la Metropolis. Absolut nicio legătură. Acolo ideea decorului mi-a venit de acasă, de la Simeria, adică de unde sunt născută eu. Noi stăteam lângă calea ferată și stăteam și lângă cimitir. Și nu știu de ce în capul meu, când am început să lucrăm la Hamlet, i-am spus lui Victor, ăsta trebuie să fie un capăt de cale ferată care se termină în cimitir. Vezi, dintr-un lucru care altfel... Deci, ca să vezi experiența de viață și amintirile... Și amintirile, la ce te conduc? Deci acolo decorul s-a născut strict din chestia asta. Sigur că el a căpătat oarecare amploare, a fost și spațiu în care l-am construit, dar ideea inițială de la asta a venit. E un cimitir și la Simeria cimitirul era lângă calea ferată, știi? Adică simplu. Auzeam trenurile întotdeauna. Și asta a rămas și la atâția ani după ce am plecat, nu, din oraș, a revenit lucrul ăsta într-un decor. Da, aici la București cum de v-a venit ideea să aduceți în scena groparilor, să aduceți pământ pe scenă? Cred că e cea mai sugestivă... Pentru că este necesar, este necesar. Noi încă ne tot gândeam, din păcate teatrul ăsta nu are o deschidere în afară undeva, știi, ca să... nu poți să faci scena groparilor fără pământ, pentru că cuvântul gropari, adică oricât lumea vrea să vadă măcar o mână de... Păi da, acolo ați adus o jumătate basculantă. Am adus, da, a fost destul de complicat, dar asta n-are importanță. Iarăși scena și sala ne-a și forțat la niște soluții, ne-a și îngrădit. Pentru că acolo chiar e foarte mic spațiul și a face pentru spațiu așa de mic ceva să pară monumental este, eu cred că e una dintre cele mai mari provocări. Adică, în general, să faci decoruri monumentale într-un spațiu mic e o provocare frumoasă. Uite, apropo de chestia asta, pe mine m-a fascinat decorul pe care l-a făcut la Fata Morgana, pentru că acolo câtă dinamică e în decorul ăla, pe una dintre cele mai mici scene care există în București. Adică, da, cred că doar cea de la Bolcescu era mai mică decât aia. Da, e adevărat, așa este. Așa? Da. Deci acolo, la cât alergă oamenii ăștia, se deschid uși de lift și de asta, ai zice că e o super producție acolo și totul se desfășoară pe, nu știu, 20 de metri pătrați. Da, pe de altă parte, ea a fost oarecum o super producție, mă refer din punctul de vedere al producției materiale, da, pentru da, da, că n-a fost simplu de făcut ca acolo să pară că este un lift, când de fapt e deja peretele, la 50 de centimetri e peretele, actorii stau presați ca într-un sandwich. Da, acolo ai senzația că... Dar ai senzația că urcă și asta. Acolo asta a fost, cum să spun eu, provocarea să pară foarte real totul. Adică chiar să pară că suntem într-o cameră de hotel, că dincolo e balconul ăla și că chiar e un oraș dincolo care freamătă, că dincoace chiar sunt niște camere de hotel, nu? Și care, de fapt, erau 2 metri acolo. Da. Da, a fost frumos de lucrat. Mi-a plăcut, adică, de exemplu, mi-a plăcut așa ca uite, provocare. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată. Unde e provocarea mai mare? Să faci astfel de lucruri în spații mici sau, de exemplu, să umpli o scenă cum e scena mare de la Teatrul Național? Mie nu-mi plac scenele mari, sincer. Îmi place monumentalitatea. De exemplu, scena de la Național nu-mi place. Aia este imensă. În primul rând că de foarte mulți ani ne-am tot apropiat de spectatori. Din cauza sălilor, din cauza felului de montare. Mie îmi plac detaliile foarte mult și să se vadă detaliile. La Teatrul Național, dacă te duci, de exemplu, la balcon, vezi niște omuleți. Lasă care la balcon, nu... din loja oficială. Da. Deci am văzut Titanic Waltz, unul la mână că nu vedeam bine, dar nu-i auzeam. Da. Bine, asta aici nu mai, vreau, să, nu mai vreau să comentez. Dar, de exemplu, când am făcut Tamerlan cel Mare la tot la Național, pe scena, mă rog, fosta Naționalului, dar tot. Da, tot aceeași scenă. Nu, și aceeași scenă. Într-adevăr, e foarte mare provocare, pentru că oricât de mare imaginezi decorul, la un moment dat te trezești că nu e plină scena și asta e o mare problemă. N-a fost același lucru cu Ghetou tot pe scena Naționalului, că am făcut-o pe scenă, folosind toată tehnica aceea de scenă. Deci să zicem că nu e un exemplu bun. Dar am lucrat, de exemplu, am făcut cu Andrei Șerban la Praga Evgeni Onegin.
nu e o scenă uriașă aceea de operă, dar e o scenă mare, adică într-adevăr și acolo am niște decoruri care aveau 6-8 metri, adică discutăm de înălțime, discuți de proporție, e destul de greu. Discuți de cum sunt îmbinate decorurile, știi, la noi se pune problema cine le face, că și asta e o problemă. Cine le face și cât de bine le face, pentru că poți să-ți imaginezi orice. Ce faci dacă după 10 reprezentații trebuie să schimbi piese de acolo? Da, nu numai după 10, dar știi, în teatru trebuie să faci totul modular, pentru că în teatru lucrurile trebuie demontate și puse într-un depozit, scoase pe ușă care are poate 4 metri înălțime. Și atunci se pune problema să nu se vadă îmbinarea, adică sunt foarte multe probleme. Materialele în general nu au mai mult de 4 metri. Lemnul, fierul, și așa mai departe. Deci e greu să faci pe scenă mare, dar este într-adevăr satisfacția e foarte mare, sigur, să o umpli și să fie cum trebuie. Bun, și ca să nu mai spunem că la scene de astea mari, dincolo de scenografie, de decor, sunt provocări și cum se mișcă actorii. Că deja când ai niște spații mari de acoperit... Sigur, se schimbă tot, e adevărat. Dar eu, repet, eu în continuare prefer spațiile mai mici și o apropiere foarte mare de public, care sigur că e o provocare tocmai din punctul de vedere al detaliilor, pentru că acolo se vede tot, cum e sala mică la Metropolis, când stai cu picioarele aproape în scenă. Ce nu mai te ferești poți, așa? Și dacă mai ești în primul puțin, rând. E și pe rotund, deci nu poți ascunzi nimic nici în culise. Ai o scenă, din punctul ăsta de vedere, foarte dificilă. Așa era și la Centrul Cultural Bălcescu, unde practic... Acolo nici nu erau culise. Nu erau. Practic nu aveai decât o ușă pe care... Și un geam pe care mai ieșea. Da, și pe care se mai ieșea, da. Dacă ai văzut, da, tu ai văzut... Ai văzut... O noapte furtunoasă, nu? Nu. Ba da, o noapte furtunoasă. Da, o noapte furtunoasă. Da. Spune-ne, te rog, despre decorul de la Colivia cu nebune. Cum ți-a venit ideea schimbării acelea de după pauză? Păi acolo, de exemplu, la Colivia cu nebune, problema mare era într-adevăr să faci schimbarea, pentru că aceea este o poantă în sine, care sigur că în film a fost foarte simplu de făcut, că s-a schimbat tot decorul. Acolo a mai fost o provocare, că nu știu dacă ai văzut, decorul era rotund, curb, semicircular. Da. Ne-am ciocnit de scena aceea, care sigur, de exemplu, la Amadeus a avut un avantaj, care a reconstruit cumva, știi, rampa. Deci acolo cumva era ca un fel de scenă avansată foarte... în față, între spectatori. Dar la Colivia deja n-a mai fost un avantaj, a fost un mare dezavantaj. Și atunci singura variantă a fost să-i răspund, știi, cu un perete rotund, ca să... Păi, acolo chiar este în text, să știi, toată transformarea, bine, nu ca atare, dar spune clar, nu, că... Păi da, ideea era și... Ok, e destul de limpede în text care e rezultatul. Da. Unde ajungi, da, probleme? Cum ajungi? Da, sigur că și da. Și la dispoziție doar pauza aia de 20 de minute. Noi știi că am, în timp ce făceam aceste schimbări în pauză, am văzut că și mașiniștii și cei care mai erau prin sală râdeau foarte mult când, știi, când se agăța crucifixul. Și atunci ne-am dat seama că ar trebui să fie cumva la vedere. Aveam aceeași problemă cu cele două cariatide, cu statuile alea mari. A fost și o problemă practică acolo, să știi. Da, că nu aveai, cum să le scoți. Și atunci ne-am gândit să le acoperim, dar nici nu le puteai acoperi de tot. Adică era... Da. Atunci ne-am gândit la o soluție sigur mai amuzantă, fiind vorba totuși de o comedie care unde trebuie să și cauți soluții amuzante. Nu e suficientă ea. Probabil cea mai amuzantă comedie care s-a pus în ultimii ani. Știu că ai o pasiune pentru îngeri, sub toate formele de reprezentare. Da, cred că e obsesie așa. N-am vrut să spun... Da, se poate spune. Da, îmi plac. De fapt, îmi plac aripile lor mai mult. Adică faptul că un corp uman care are o terminație animală, mă rog, și care cumva dă eleganță corpului uman. Da, și uneori când pot, dar numai când pot, introduc elementul ori în decoruri, ori în desene, ori în și în costume mi s-a întâmplat, dar mă rog, mai puțin
Sau când pot să pun în înger, cum am pus în îndoială, de exemplu, la... Ai pus la... în îndoială, în Lilium avem da, aripi... Acolo. Dar acolo chiar, deci în Lilium chiar... Da, scrie în text, știu. Scrie în text, da. Nu scrie de aripi, dar scrie cumva trebuiau. Până la urmă, noi așa ne reprezentăm, nu... Adică aripile sunt baza. Absolut. Aripile la tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Da. Păi aia, la tinerețe fără bătrânețe. Da. Aripile calului. Da, da. A fost și aripile din înger în America, care au fost o provocare foarte mare și care... El a fost un spectacol cu totul special pentru voi. Da, a fost o provocare mare și chiar am găsit zilele trecute, atunci am surprins odată o doamnă la spectacol care ștergea o lacrimă. Am și acum fotografia, nu știu cine era. Și nu pot să... Adică atunci mi-am dat seama totuși ce impact a avut textul ăla și, mă rog, sper că și spectacolul, atunci când am văzut fotografiile la aia și chiar le-am găsit zilele trecute, am găsit fotografia și mi-am amintit așa cu părere de rău că s-a terminat și cu acest spectacol. Dar asta este. S-a terminat cu toate, de fapt. Da, da, asta a avut chiar o viață nedrept de scurtă. Da, a fost, cred că a fost și foarte, poate l-am făcut prea repede. Lumea nu prea era pregătită pentru spectacol în două zile consecutive. Și adică serial de teatru. Da, înțelegeau greu tema. Am încercat pe urmă să facem o variantă compactă. Spre final compactă, n-a avut. Adică noi n-am fost mulțumiți de ea. Că ai fost nevoit să comprimi în două ore jumate ceva ce era în 4 sau 5. Da. Și atunci nu mai el așa era textul, nu se putea scoate nimic, e atât de bine scris textul încât aproape că nu poți să scoți, mă rog, în afară de micile tăieturi pe care le face un regizor, știi, din... E greu, nu poți să scoți da, scene. Paradoxal poți... aici cred că filmul v-a ajutat, ceea ce de obicei nu se întâmplă. Nu știu ce să zic. Eu am încercat să mă uit, m-am uitat odată și să nu mă uit prea mult la el, pentru că, știi, când vezi filmul, mai ales la ceva atât de greu cum este, pentru că asta este un text, e o piesă filmică, deci chiar e făcută din, fără să vrei te influențează, știi, dar în film e simplu să schimbi secvențele, da, adică normal. Și atunci am încercat să o gândim cumva teatral, dar... A fost o provocare mare asta cu înger în America și a fost și din cauza temei, pentru că totuși când am făcut noi asta încă era o temă crudă, încă nu se uzase în halul în care s-a uzat acum. Da, și e adevărat. Și a fost și mai greu acceptată. Mai greu era cu publicul care era obișnuit la Metropolis cu un tip de spectacole și noi am venit cu acest spectacol și nu înțelegeau foarte greu că ar trebui să vină în două zile. Pentru că dacă nu vedeai partea întâi, nici nu aveai rost să te uiți la a doua, că totul pornea din partea întâi. Dacă vedeai partea întâi, rămâneai cu lucrurile neterminate. Ar trebui să nu vândă bilete decât la pachet, ca să spun. Păi așa le vindeau, dar a fost greu. Adică, cred că atunci nici teatrul n-a știut la momentul ăla cum să exploateze un asemenea spectacol. Acest tip de spectacol. Dar ăla a fost primul pe care l-ați făcut la Metropolis? Da, 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 da. Deci 2010 sau 2011, așa ceva, cu ăla a început seria multor spectacole de la Metropolis. Și care toate au și fost care s-a încheiat, hituri. Da, brusc. E, nu s-a încheiat chiar brusc. Întâi a fost sufocată de pandemie, după care cineva... A fost sufocată de alții, da. Da, mă rog, noi ne propunem mai să vorbim nu, de lucruri nu, frumoase. Așa este, e adevărat, sunt de aceeași părere. Uite, un alt spectacol care mie mi-a atras atenția, ce să vezi tot la Metropolis, a fost Livada de vișini, care eu știu cumva povestea și știu că ați intrat cumva în el din mers, deci nu era un spectacol pe care vi l-ați dorit de la început și care totuși, cel puțin din punctul de vedere al scenografiei, a venit cu niște soluții foarte surprinzătoare. Și aici, pe mine, mi-a plăcut foarte mult mobila, aceea de copii și... Asta l-am întrebat și pe domnul Frunză, scena de final cu Tomberonul, cu soarele care da, e îngropat pentru că în general regizorii când montează Livada de vișini, provocarea este cum
Cum tai livada? Aici se punea problema de tăia livada, că nu aveam loc nici măcar să o arătăm. Deci dar da, exact, ea era undeva, dincolo de ușile alea, da. Și atunci a venit acest final care este pur și simplu bulversant. Adică oricât ai ști textul, piesa, așa mai departe, asta a fost ideea ta sau a lui? Ideea cu tomberonul ceva, nu știu, e foarte greu de spus cu ei ideea. Sigur că Victor a avut o viziune a finalului. Știi cum e? Asta că a cui este ideea e foarte greu de explicat. Pentru că uneori tu găsești expresia plastică a ceva ce regizorul îți spune. Aș vrea ca să-și arunce toată viața la gunoi. Înțelegi? Adică nu știu, acum... Da, e o metaforă. E o metaforă. Și dacă îi găsești calea, sau uneori regizorul spune, cred că ar fi bine să fie... Tomberonul ăla cred că a apărut în imagini, nu neapărat pentru final, undeva pe parcurs, știi? Și ca să și spun de unde, chiar aveam o fotografie la Cluj, la ateliere, în curtea de la ateliere, există un tomberon din ăsta vechi, ruginit, unde se aruncă resturile de lemne și de... Și știu că îi tot făceam fotografie și spuneam, odată o să fie bun într-un spectacol, o să fie folosit. Deci, nu știu dacă de acolo a venit, sigur că ideea cu soarele care cade, evident că a fost al lui Victor, care a pune chiar în tomberon, dar da, asta cu livada a fost un... E un text foarte frumos pe care noi l-am făcut la Budapesta. În 90 l-am făcut la Budapesta, cu totul altfel, adică foarte simbolic. Încă eram în etapa când făceam de lucruri super simbolice, știi, pentru... Acum, sigur că noi ne-am apropiat de un oarecare realism, dar asta e cumva... Nu e nici din cauza vremurilor, nici a îngrădirilor financiare, pur și simplu ca artist la un moment dat simți nevoia să te apropii mai mult de adevăr, așa, adică de esență. Și am început să avem acest gust și această înclinație spre lucrurile mai realiste. Înainte aveam această tendință, știi, de a face simboluri din... Așa erau și vremurile, probabil, nu numai... Și încă în livada de la Budapesta am avut această tendință. A fost un spectacol reușit, dar nu l-aș mai face niciodată așa, deci niciodată, deci nu cred că aș mai face ceva ca acolo. Ăsta de la Metropoli, sigur că a venit, tu știi, dacă știi contextul, trebuia făcut, mă rog, am vrut să ajutăm să-l facem, nu era început, adică nu în sensul că nu era nimic făcut, nici la decor, nici la costume. Doar distribuția era parțial. Parțial, foarte, da, parțial. Dar până la urmă ne-am... Cum să spun, nu că nu vroiam, nu că nu era în plan, nu era în planul nostru atunci. Știi că Victor are un proiect regizoral pe ani de zile și cumva textele, sigur că au loc sau n-au loc, sau autorii. Sunt ani în care simți nevoia să faci, nu, un anumit tip de... sau să faci foarte variat. Deci asta e foarte discutabil, cum alegi textele. Absolut. Asta e... Și, dar mă rog, până la urmă, știi ce se întâmplă? Un artist adevărat să știi că execută și în ghilimele o comandă. Deci dacă atunci a fost momentul și a trebuit să facem Livada de Vișini, o faci la fel de profesionist cum faci un text pe care l-ai ales de la început tu, să zicem. E același lucru. Chiar dacă nu-ți pui sufletul în el... Ți-l pui până la urmă. Până la urmă ți-l pui. Nu prea poți să nu... Poate nu aveai intenție atunci să faci asta. Plus că noi, atunci când am făcut Livada, mai făceam două spectacole acolo. Deci, ceea ce în general am făcut la Metropolis ani de zile, peste vară, pregăteam două spectacole și acum pare că e mult. Enorm. Da, dar să știi că era un... Era și o efervescență din asta și o perioadă extraordinară de câteva luni, când într-adevăr erai numai tu în teatru și nu erau spectacole și pregăteai și în toate sălile de acolo se repeta, sus, jos, în sălile de repetiții, pe holuri, era ceva. A fost, s-a terminat. Știu, deci dintr-un punct de vedere al meu, de exemplu, egoist, a fost minunat să fie atât de multe spectacole acolo, dar pe de altă parte gândește că fiind atât de multe și care se și jucau toate, adică nu așa,
Deci fiecare dintre ele a avut poate mai puține reprezentații decât ar fi meritat să aibă sau ar fi putut să aibă în acel interval de timp. Este adevărat, dar ele puteau, puteau să mai trăiască ani de zile și atunci cumva... Problema cu teatrele este într-adevăr că se fac prea multe premiere. Asta e adevărat. Deci nu știu de ce, este un fel de competiție extraordinară. Acum directorii se duc și spun la finanțator, eu voi face 15 premiere, eu voi face 20, eu voi face... Ne-am ciocnit de acest lucru la Petroșani acum. La Petroșani se joacă sâmbătă pentru public matur și duminică pentru copii și uneori duminică un spectacol. Atât. Fac 10 premiere, se joacă acum, se joacă peste 4 săptămâni, dacă se... Și în total, când tragi linia la sfârșitul anului, tu ai investit în 10 spectacole pe care le-ai jucat în total de 30-40 de ori. Foarte puțin. Știi? Deci e o problemă asta. Pe de altă parte, era bine. Deci existau și bani să facem asta. Publicul de la Metropolis, nu spun că e limitat, dar cerea, pentru că e un anumit tip de public, ai văzut, care venea la Metropolis, care sigur că s-a mai extins hotarele. Dacă erau mai puține spectacole, s-ar fi mărit. Da, pentru că veneau mai mulți să vadă același spectacol. Dar pe de altă parte, acel public loial care venea cerea tot timpul să mai vadă ceva, știi? Și atunci... Iar și obișnui prost, adică acum, ce să faci? Da, în toamnă aveam două premiere, cel puțin. Am observat o tendință, ca să nu-i spun modă, sau din ce în ce mai des sunt regizori care folosesc proiecții video și nu neapărat ca element de decor, deși și asta fundalor proiectată așa, cât suplinesc acțiune. Da? Deci ei joacă pe scenă și la un moment dat o bucată din acțiune au filmat-o anterior și se vede pe un ecran după care... Și într-adevăr îți dai seama că ce era acolo pe filmat nu prea aveau cum să fii imaginat pe scenă sau poate mult mai greu. Da, este mare. Este marea noutate din anii 70, da. Pe care noi sigur că noi probabil că în anii 70 când a fost marea modă a proiecțiilor, a videoului, de fapt când au prins având aceste tehnici de scenă și nu numai, sigur că la noi posibilitățile erau total reduse din cauza că nu existau aparatele de proiecție, nu existau... Și atunci după 90 s-a deschis poarta. Și țin minte că în 90 eu nu cred că exista vreun spectacol fără proiecții. Deci s-a fumat, s-a vărsat. Totuși eu văd o diferență între proiecțiile de, nu știu, elemente fractali, lumină, sunet, muzică, așa, și... proiecție de film, deci îmbinare teatru cu film, în care actorii din piesă joacă Eu cred că dacă este justificat acest lucru, nu știu cum, dar dacă este justificat, deci dacă cumva spectacolul ăla nu știu, justifică acest lucru, e ok, dar nu poate să fie o modă asta, pentru că și nici o soluție, ea nu e o soluție. Este o soluție de lene, într-un fel. Păi da, dar dacă publicul validează, poate devine modă. Să știi că publicul, eu nu, deci nu, fără să jignesc, Doamne ferește, pe nimeni, știi că publicul înghite multe. Adică înghite și ce-i dai, asta vreau să spun. Nu că n-ar avea pretenții, dar știi cum, adică eu cred că ei sunt mult mai îngăduitori decât am fi noi, nu, ca profesioniști. Publicul îngăduitor. În primul rând, aplaudă la orice spectacol. Da, și slavă, am văzut la spectacole foarte frumos din partea lor, dar ar trebui ca pe vremea lui Shakespeare să arunce cu roșii și să huiduie. Păi, okay. Sau să se ridice și să plece. Asta ar fi cea mai bună... E frumos că huiduie, că aplaudă, dar măcar să nu strige bravo. Adică... Eu cred că e și o nevoie, odată că pretențiile sunt, repet, și cum ți-i crește. Adică dacă nivelul coboară ușor, ușor, și nivelul publicului coboară ușor, ușor, adică, cum să spun, pas cu pas, îl obișnuiești cu proiecții video, el acceptă, nu? Îți acceptă... La început s-ar putea să-i placă și, pe urmă... Da, sau îți acceptă când se întreabă pur și de ce mi se întâmplă propunerea. Asta, o să fie prea târziu. Adică asta vreau să spun că publicul într-un fel nu-i pretențios. Asta ar trebui să fie mai pretențios publicul. Sau dacă ei nu se manifestă ca atare. Sau nu sunt obișnuiți să se manifeste și asta e adevărat. Adică la noi, de exemplu, a te ridica să pleci în semn de protest că e ceva prost pe scenă, sigur că aici intervin multe alte lucruri. Ai dat bani pe bilet, poate, nu? Ți-e rușine de ceilalți. Da, asta cu siguranță. Nu vrei să-i deranjezi, nu vrei să-i jignești pe actori, că ei nu au nicio vină.
dacă spectacolul e prost, pentru că ei mai rar, totuși un actor până la urmă îi devine numai dacă face chiar prostii pe scenă. În rest el e un purtător, nu de idee și de uneori de proastă idee, da. Uite, mai avem fix un minut și aș vrea să te provoc. Dacă o să reușim, eu îți voi spune 5 nume de regizor cu care ai lucrat și asta te rog să spui un singur cuvânt despre fiecare, deci ca o, să spunem, caracterizare. Nu să mă mai am niciodată să lucrez. Da. Cătălina Buzoianu. Mi-e dor de dânsa și aș mai fi vrut să mai lucrez. Sandaman. Nu cred că ne-am înțeles foarte bine, dar... tot o apreciez. Andrei Șerban? Noi am fost prieteni ani de zile. Răzvan Mazilu? Unul dintre cei mai educați și bine crescuți oameni cu care am lucrat și un mare artist. Și cu voia noastră ultimul pe listă, Victor Ioan Frunză? Nu pot să spun despre soțul meu ceva rău. Dar cine a spus să spui ceva rău? Nu. Cred că aici pot să spun, nu știu, cuvântul împreună, cam asta ar fi. Iată. Mulțumesc mult, Adriana. Sper să ne mai revedem și cu ocazii. Dragi prieteni, până când ne vedem data viitoare, țineți minte doar atât că viața fără teatru e ca împărțirea la zero. Fără sens.